Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la această ediție a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Realizăm această emisiune într-un decor adaptat emisiunii Alfa Omega în Obiectiv, pentru că în aceste zile înregistrăm chiar în acest spațiu, într-un anumit, în anumite locație din clădirea studioului Alfa Omega TV, niște emisiuni speciale, lecția de biologie, le spunem noi, emisiuni pe care o să le puteți urmări în săptămâne următoare pe canalul Alfa Mega TV și despre aceasta vreau să vorbesc. Desigur că v-ați obișnuit cu emisiuni de tipul acesta, de tip teleșcoală, pe care noi le-am difuzat sub o denumire asemănătoare, Ora de Biologie cu profesoara Maria Popa, lecții în care, an de rând, ați putut să urmăriți pe canalul Alfa Mega TV capitole, lecții, învățături din manuale de biologie de diverse clase, de la clasa 5-a până mai sus, prin care Maria Popa aborda subiecte din aceste manuale, dar din perspectivă creaționistă. Iată, când ne-am gândit că împreună cu dânsa să realizăm pentru dumneavoastră o serie mai lungă de lecții scurte, decât de 15 minute, pe care să le puteți urmări în săptămânile următoare pe canalul Alfa Omega TV, în spațiile destinate tinerei generații, probabil că duminică dimineața, pe spațiu pe care multe biserici își pregătesc activități educative pentru copii și tineri. Lecția de biologie, un concept nou. O să urmăriți, desigur, aceste emisiuni și în mediile noastre online. Și aceste lecții merg în paralel cu manualele de biologie elaborate de dânsa și publicate de Societatea Biblică din Oradea. Pentru dumneavoastră, chiar needitat într-o formă primară, câteva secvențe de la înregistrările cu Maria Popa din aceste zile, care, vă spuneam, realizează aici, în studio Alfa Omega TV, o serie mai lungă de aproape 50 de lecții scurte, de câte 15 minute, sub genericul Lecția de biologie. Bun găsit, dragi telespectatori! Binecuvântăm din nou în lecția de biologie două categorii de organisme animale și anume viermii inelați și moluștele. Dorim să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru toate ființele create, să-L preamărim pentru că este lucrarea mâinilor Lui, pentru că fiecare specie are un rost în economia lui Dumnezeu. Doar că trebuie să înțelegem lucrurile. Am făcut această introducere pentru că viermii inelați, reprezentați de râmă și lipitoare, au o structură interesantă, dar nu foarte atractivă. Dar având în vedere că ele, aceste animale, au un rost, deci au un rol în diferite medii de viață, în diferite lanțuri trofice din natură, e bine să le privim cu alți ochi. Poate până acum le-am trecut cu vederea, dar haideți să le dăm importanță pentru că sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu și dacă porunca este să-L iubim pe Dumnezeu, cu tot sufletul, cu toată inima, cred că se cuvine să iubim și lucrările Lui, în care vom descoperi însușiri ale Lui. Iată, râma trăiește într-un mediu umed și cunoașteți cu toții că dacă ajunge la soare, râma nu mai poate trăi. Oare de ce? Îi lipsește umezeala. La ce o fi folosind această umezeală? Corpul ei are o piele umedă, subțire și plină cu vase de sânge și îndeplinește rol respirator. Vă dați seama că dacă ajunge la soare, se usucă pielea, nu mai poate să-și îndeplinească rolul. Așa că ea va fi găsită în locuri umede. După ploaie, vedem cum iese ea din galeriile sale și deseori ne mirăm cât de mari sunt. Pământul pe care îl ia pentru hrănire în corpul său, ca să extragă din el substanțele hrănitoare, acest pământ, la ieșire din corpul ei, prezintă o structură granulară. Exact cum e bine să fie pământul în structură granulară, măzărată,
Deci această structură este propice unui echilibru între apă și aer în sol. Ele, prin galeriile lor, asigură aerisirea solului. Iată efectul pozitiv al râmelor în mediul lor de viață. Foarte interesant este că râmele sunt hermafrodite. Ce înseamnă acest lucru? Au ambele sexe, și sexul bărbătesc și cel femeiesc. Deci, organele sexuale sunt pe același individ. Ar putea avea loc autofecundarea, dar nu se întâmplă așa, pentru că proiectantul suprem a făcut în așa fel încât maturizarea părții feminine la un individ să aibă loc într-o altă perioadă decât maturizarea elementelor mascule ale aceluiași individ. Și atunci, sigur că împerecherea se va face cu un alt individ a căror organe sexuale au ajuns la maturitate. Scopul acestei împerecheri încrucișate, respectiv evitarea autofecundării, este unicitatea. Unicitatea urmașului. Pentru că în urma împerecherii rezultă ouă din care vor ieși râme. Dar râmele acestea se deosebesc, indivizii noi se deosebesc de părinți. Fiecare sunt unicate. În emisiune trecută v-am vorbit despre nevoile pe care frații noștri le au în Ucraina și cred că o să revenim la acest subiect pe parcursul acestei primăveri și posibil și mai încolo. Sunt nevoi mari în Ucraina, nu numai în comunitățile creștine, nu numai în rândul celor aproape jumătate de milion de etnici români care sunt în Ucraina și care, printr-un joc al istoriei, au rămas dincolo de granițele țării. Sunt nevoi mari în ceea ce privește zona de conflict, de război, cum o spun chiar ucrainienii, în zona de est a Ucrainei, în zona Donetsk, Lugansk. V-am vorbit despre aceasta și vă mai vorbim, am realizat câteva înregistrări cu musafiri de dincolo, chiar cu musafiri de aici, din România, și chiar în emisiunea trecută v-am vorbit de câte ceva un frate, Costel, care slujește ca și dascăl la Colegiul Biblic Bucovinean din Cernăuți, v-a prezentat câteva nevoi ale acestui institut biblic, acestei forme de învățământ care pregătește lucrători pentru bisericile din Ucraina. Și cred că v-am provocat și eu să vă gândiți să reconsiderați modul în care noi, românii din spațiul acesta geografic al României, putem să ajutăm mai mult pe frații noștri din Ucraina, indiferent că sunt români sau ucrainieni sau ruși, care se află într-un moment de mare, mare strâmtorare. Noi am simțit aici la Alfa Omega TV să-i ajutăm cu ce avem noi, desigur, promovându-vă nevoile dânșilor și făcând asta și acum și în viitor. Vă încurajăm pe dumneavoastră să găsiți forme în care să-i ajutați. În România sunt diverse locuri, biserici, grupări care strâng ajutoare, chiar lucruri simple pentru zona de război în special. Noi am simțit să ne implicăm ca lucrare de media creștină în a face accesibile și disponibile resurse pe care noi le avem aici, cărți, învățături biblice în formate DVD pentru școala biblică din Cernăuți. Chiar de curând am trimis un prim colet acolo și cu aceasta vreau să vă și spun, am făcut acest apel într-un fel mai nuanțat în emisiunea trecută. Cei care a simțit și care poate ne-a trimis în aceste zile un mic ajutor, să știți că o parte din el a mers acolo. Chiar am trimis un colet consistent de învățături video în Ucraina și sper să fie o resursă importantă, o învățătură, o hrană spirituală pentru pregătirea de lucrători în Ucraina. E mare nevoie acolo, sunt mari nevoi în Ucraina. Încerc să vă convinc și eu, dar înserăm aici o mică contribuție a unui frate, Vova, îi spunem noi, care este de origine ucraineană, dar care s-a stabilit de multă vreme în România și care este ca un punct, frate Latic, după numele din buletin, dar tot îl știu, Vova. El este ca o conexiune specială, spirituală, între comunități de români și frații lui rămași dincolo de granițele României. Un reportaj mai larg, poate în săptămâna următoare, acum doar câteva gânduri pe care Vova ne le-a împărtășit cu noi chiar în cursurile de ieri. Am venit prin biserici cu frați, cu asta, ori văzut și ei cum e situația la noi. Sunt în zona Cernăuțului undeva vreo 400 de
în Ucraina vreo 450-500 de mii de români, biserici sunt puține, oamenii sunt dornici să vină, dar în multe localități nu sunt biserici, e nevoie de ajutor. La ora actuală salariile sunt foarte mici, pensiile sunt foarte mici, situația în țară e foarte încordată, slujitorii nu sunt plătiți de biserici, nu au fonduri, trebuie echipați tineri noi pentru a forma noi biserici. Colegiul biblic din Cernăuță confruntă, acum sunt construcții, se confruntă cu nevoi mari de finanță. Anul trecut ori acoperit construcția, acum finalizează să pună geamurile, interioarele trebuie făcute, e mult de lucru. Sunt nevoi, apoi construcția bisericilor pe la sate, nevoie de literatură, nevoie de susținerea studenților. Fiecare student, aproximativ pe an, are nevoie de 500 de euro. Bani de acasă nu au de unde să ia, că salariile sunt mici, pensiile sunt mici, nu este de unde. Și cum pot, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul fraților din lumea întreagă, în mod deosebit din România, frații simt, întind mâna, binecuvintează biserica ca să poată să meargă, să propășească cuvântul lui Dumnezeu. Studenții sunt bucuroși, fac practică pe la biserici, pe la casele pensionarilor, bătrânilor, văduvilor, ajută, se implică, cumpără. Biserica se implică în ajutorarea zonei de război. Sunt plantate grupuri de frați, surori din diferite confesiuni care slujesc și nevoilor oamenilor din sat, și nevoilor soldaților, îi încurajează, se roagă cu ei, cântă împreună cu ei, cântă chiar și în limba română și îi apropie de Dumnezeu. Oamenii în zonele, în majoritatea zonelor, nu prea au știut de Domnul Iisus, de mântuire, de salvare, de brațul lui întins către omenire. Și cu situația aceasta de război, cu nevoile cu care se confruntă, mulți sunt fără adăpost, sunt cu casele sfărâmate, sunt fără geamuri și echipele de misiune formate din frățuori, surioare care sunt acolo, ei prin mâna lui Dumnezeu, prin frații din diaspora, din România, prin frații români, transmit ajutoare, transmit finanță, chiar și pentru acoperișuri, și pentru geamuri, și pentru alimente, și transmit și haine. Și cu ajutorul lui Dumnezeu primesc pachete. Fiecare familie primește, după nevoia lui, haine de copii, primesc alimente, haine pentru bătrâni, chiar și resurse materiale. Că pensia e mică, mult se plătește pentru tratamente, calmante multe se consumă, copii mici care nu pot să iasă din depresie, care i-au scos din zona de război și până la ora actuală, 9 luni de zile, copil în depresie, tot timpul cu de mână cu mama sau cu tata, altfel nu poate. Vin ajutoarele la Cernăuți, la Colegiul Biblic, studenții ajută, se cumpără pachete, se formează pachete, după aia se încarcă hainele în tiruri și pleacă în direcția Donețcului sau a Luganscului și acolo alți preia. Așadar, Ucraina cred că este un punct pe agenda noastră ca și studio de televiziune, ca lucrare de media, dar cred că ar trebui să aibă un loc și în inima dumneavoastră. Sunt vremuri când nouă românilor
Ni se dă această înțelegere a lucrurilor, ni s-a dat mult ca învățătură, ca resurse, chiar ca potențial economic. E vremea să ajutăm pe cei în nevoie din jurul nostru, Ucraina, Republica Moldova, poate chiar Serbia, Bulgaria, țări, zone care părți în trupul lui Hristos, vorbind în termeni evanghelici, care au nevoie de ajutorul nostru. Și cred că România, în aceste vremuri mai grele, este chemată să fie o sursă de binecuvântare și în acest mod, ajutându-ne și pe noi, cei de la Alfa Omega, să putem să împărtășim resurse pe care le avem mai mult cu lucrători, cu slujitori care au nevoie de ajutor. Și dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să ne ajutați, aveți pe ecran câteva informații, poate cu mențiunea, pentru resurse spirituale, învățături pentru Ucraina, va fi pentru noi o indicație că bugetul pentru acest proiect crește și este rotunjit și cu ajutorul dumneavoastră. Aș vrea să vă rețin atenția și cu o campanie, un demers care se face în continuare în această primăvară. Vi l-am prezentat mai în detaliu acum 2 săptămâni. Este demersul pentru modificarea unui articol din Constituție în ceea ce privește definirea familiei. Familia definită ca uniune, căsătorie liber constituită dintre doi parteneri, nu numai dintre doi, ci dintre un bărbat și o femeie. Știți despre acest lucru? În multe biserici, în multe locații, în multe ONG-uri au preluat această inițiativă și o duc la bun sfârșit prin semnarea permanentă în diverse locuri și moduri a unor tabele care sunt necesare pentru ca acest demers să întrunească numărul suficient de semnături ca să fie să se intre într-o altă fază, aceea de referendum pentru modificarea Constituției. De ce vă vorbesc, aveți pe ecran site-ul Coaliție pentru Familii, unde găsiți toate informațiile care să vă ajute să vă și rugați în primul rând pentru acest demers, dar să și fiți parte, dacă n-ați fost deja, prin semnătura dumneavoastră la întocmirea și trimiterea acestor tabele. La timpul potrivit o să revenim, poate cu mai multe informații, pentru că are nevoie și de sprijin în rugăciune acest demers din partea noastră și cred că putem să o facem. Sper că demersul acesta probabil se va încheia ca o primă fază în luna mai. Până luna mai, probabil că noi în martie-aprilie o să ne rugăm mai consistent, poate vom realiza și o dezbatere mai largă ca să înțelegem de ce este important pentru familia din România, care este esența societății românești și din punct de vedere social, laic, dar mai ales din punct de vedere creștin. Și acum o să vă prezentăm un spot din multe altele pe care colegii noștri le-au ales, la care vreau să adaug de la început un comentariu, o să revin. Faptul că primim tot mai multe materiale, video, și dorim să primim și mai multe, fie că sunt spoturi lucrate de genul celor muzicale, fie că sunt eseuri, fie că sunt reportaje cu un anumit grad de editare și de finisare, fie că sunt materiale brute, simple, realizate de mulți de dumneavoastră în biserici din care faceți parte sau în lucrări, în misiuni în care participați. Pentru astăzi am selectat, să ilustrez acest lucru, un eseu de la unul din prietenii studioului Alfa Omega TV, fratele Cătălin Ciuculescu. Dânsul este o prezență permanentă pe canalul Alfa Omega TV prin spoturile pe care le are. De data aceasta am selectat un material mai puțin obișnuit, un mic eseu care cred că a izvorât din inima lui și a fost transpus în variantă de eseu video de echipa lui de producție. E rece aici. Poate și pentru că țin în mână un bulgăre de zăpadă. Oricum e un pic mai cald decât în inimile multor oameni. În fine. Căsătoria ar fi trebuit să fie ceva extraordinar. O legătură pe care să nu o rupă nimeni. Nimeni. O legătură între doi oameni, bărbat și femeie și Dumnezeu. Atât. Atât. Nu mai e loc pentru o a patra persoană, o a patra persoană care să strice tot, să strice un lanț pe care l-a făcut Dumnezeu. Nu. Ori de câte ori se găsește cineva care să facă asta, se întoarce împotriva lui Dumnezeu. Așa e scris. Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Asta ar trebui să rămână. Și ce dacă râd colegii de tine la școală? Că ești pur, că ești pură, că ești curat, că ești curată. Înțelepciunea lui Dumnezeu e nebunie pentru mulți oameni. Ar fi trebuit să știi asta. Tu du-te înainte. Mai bine să-ți pară rău pentru că n-ai făcut decât pentru că ai făcut, nu? Știi cum ești?
Ești ca un trandafir. Cu petale multe, fain, tânăr, proaspăt. Fiecare relație care nu-i semnată de legătura căsătoriei te consumă, amarnic. Și rupe din tine petală cu petală, până rămâi gol. Și atunci când crezi că l-ai găsit pe el, sau că ai găsit-o pe ea, nu mai ai ce să-i mai oferi, pentru că tu te-ai consumat deja. Eventual, poți să-i mai dai niște spini care au rămas pe tine, nu? Sufletul tău contează. Doar pentru tine a murit Iisus. Contează. Dar nici trupul tău să nu ți-l nesocotești. Tot ce n-are loc în mediul căsătoriei e împotriva lui Dumnezeu. E împotriva lui. Să nu uiți. Cine o să se despartă de cineva pentru tine, se va despărți și de tine pentru altcineva. Păzește-ți inima. A fost Cătălin Ciuculescu, l-am prezentat în această emisiune cu gândul unei provocări pe care o fac oricărea dintre dumneavoastră, în special pentru emisiunea de Cupaș din Realitate. Avem nevoie de astfel de materiale, fie că sunt spoturi, vă spuneam, fie că sunt eseuri, producții simple, producții complicate. Am putea folosi chiar și selecțiuni de poze, dacă evenimentul care ne-l supuneți atenție este interesant. Imagini de la diverse evenimente, manifestații, evenimente din biserică, seri de evangelizare, chiar părți din servicii religioase, le putem găsi un loc, desigur, într-un spațiu limitat, în emisiunea de Cupaș din Realitate sau în alte emisiuni de știri, emisiuni informative ale studioului Alfa Omega TV. Aveți adresa noastră de e-mail obișnuită, info@alfaomega.tv, la care puteți să ne trimiteți o informație sau chiar să, printr-un procedeu de transfer simplu, Dropbox sau WeTransfer, imaginile respective care urmează a fi supuse atenție și eventual înserate într-una din emisiunile noastre. Tot la capitolul informații, sigur că de fiecare dată vă supunem atenției resurse pe care le avem. Multe din aceste resurse sunt traduse, tipărite cu ajutorul dumneavoastră. Astăzi mi-am propus să vă readuc în atenție un autor căruia i-am publicat foarte multe cărți în România. E vorba de Dacis, dânsul este unul din numere de referință în Statele Unite. Pentru câțiva ani a fost și directorul organizației Christ for the Nation. Sunt câteva cărți pe care îmi face plăcere să le supun atenției. Autoritate în rugăciune, carte de bază în ceea ce privește rugăciunea cu putere și tot în zona de rugăciune, rugăciunea străjerului despre mijlocire pentru familie, casă, comunitate și țară. Cartea lui, poate cea mai cunoscută, rugăciunea de mijlocire, e un manual folosit de foarte multe organizații din România, biserici, grupe de rugăciune, mijlocitori. Eu chiar ca un manual și din acest motiv am publicat în România și manualul atașat acestei cărți sub forma unui ghid de studiu, rugăciunea de mijlocire. Le puteți, toate acestea, în timp ce vorbesc, le puteți achiziționa notându-vă e-mailul, telefonul sau chiar site-ul librăriei noastre online. Vreau să vă prezint și ultimele două cărți, lăsându-o la sfârșit pe una dintre cele mai interesante, Plăcerea de a fi în compania lui, o carte de intimitate, relație cu Domnul, și credem noi că orice mijlocitor are nevoie de această revelație a intimității cu Domnul, și o carte de provocare pentru fiecare și pentru mine chiar, care am citit-o cu mare bucurie, cartea Visează, descoperă ce scop are Dumnezeu pentru viața ta. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să descoperim acest scop, să-l căutăm și să visăm împreună cu Dumnezeu la planul divin pe care El cu siguranță l-are pentru fiecare dintre noi. O carte însă e foarte importantă, o carte despre identitatea creștină, devenind cine ești cu adevărat. Spuneau prieteni de-a noștri slujitori de aici din România că este cartea cea mai clară, mai coerentă despre cine suntem în Iisus Hristos. Este mare nevoie în aceste vremuri de mare confuzie să știm cine suntem în Iisus Hristos, cum suntem poziționați în locurile cele, ce autoritate avem, ce poziționare avem, ce resurse sunt la îndemâna noastră și ce responsabilități avem în același timp. Un scurt promo despre această carte, sper să vă convingă, dacă eu n-am putut să vă conving prin aceste câteva cuvinte. Venind cine ești cu adevărat. Ce preț ai plătit pentru a îndepărta barierele care te opresc?
autorul Dat Sheets prezintă principii biblice care îți vor schimba viața și adevărul despre cine ești în Hristos. Află cum să devii persoana creată de Dumnezeu și descoperă planul de acțiune pentru a birui orice te reține într-un loc al înfrângerii. Comandă acum cartea Devenind cine ești cu adevărat. Așadar, aceste resurse, ca și multe altele, le găsiți pe librăria creștină a studioului Alpha Omega TV. De fiecare dată vă spun acest lucru, nu este o afacere pentru noi, în primul rând, ci este o modalitate prin care, pe de-o parte, facem disponibile resurse pe care le avem, pe câteva domenii pe care Dumnezeu ne-a pus pe inimă, zona de mijlocire, de revelație profetică, de identitate, de rugăciune, și în același timp este o sursă de venit. Toți banii care ne vin din vânzările astfel de cărți, acestor cărți, sunt folosite exclusiv în susținerea lucrării de media creștină Alpha Omega TV. Și acum doar câteva scrisori, primim multe e-mail-uri, multe scrisori în permanență, linie de telefon pe care o aveți și acum pe ecran, funcționează între ora 1 și 3, dar mulți ne sună și în afara acestor ore și noi revenim celor care ne sună aceste ore pentru rugăciuni. Mulțumim celor care ne sunați, ajutați-ne să putem extinde acest spațiu mic de 2 ore, de la 1 la 3 după masă, când suntem disponibili la telefoane. Sunt în ultima vreme, mai ales după ce a fost dat anunțul de către CNA că Alpha Mega este inclus în pachetul Must Carry și în mod obligatoriu și în acest an televiziune prin cablu, sunt obligate să ne introducă în rețelele lor. Sigur că majoritatea fac acest lucru. Suntem în toată țara în rețele mari, cum sunt UPC, NextGen, Telecom, sau rețele medii sau mici, în foarte multe localități, în foarte multe. Însă sunt și câteva zone, câteva orașe în care încă ne rugăm și noi și dumneavoastră pentru că Alpha Mega să intre în rețele de cablu. E vorba de câteva orașe importante în care RCS RDS încă ezită sau nu ne-a introdus încă. Ne scriu foarte mulți în acest sens. Iată un e-mail recent de la cineva, Procovanu, îl cheamă pe dânsul, chiar nu esențial, spune: sunt un abonat al rețelei de cablu RCS din Iași și spune că am făcut foarte multe demersuri. Am făcut 3 sesizări local la oficiul RCS RDS de acolo și acum vreau să fac o sesizare la CNA, dacă este ok, da? Acest lucru puteți să-l faceți, chiar vă încurajez, dacă știți, dacă aveți vecini, colegi, rude care nu recepționează. E o modalitate legală, normală, să sesizați CNA-ul și să spuneți: da, știm că Alpha Mega este în pachetul mascherii, trebuie orice rețea de cablu să-l introducă în mod obligatoriu și am dorit să ne facilitați acest serviciu, accesul la acest canal. Dacă doriți informații suplimentare privind adresa CNA-ului sau persoana sau cum să redactați o asemenea sesizare simplă, dați-ne un telefon la telefoane de pe ecran și putem să vă ajutăm. Mulți ne-au întrebat dacă pot să scrie o astfel de sesizare și la oficiu pentru protecția consumatorului. Repet acest lucru și putem să vă dăm prin telefon mai multe amănunte. Da, puteți să o faceți ca și consumator a unui serviciu prin care doriți ca, în conformitate cu legislația audiovizuală dintr-un domeniu important al societății noastre, în conformitate cu această legislație să fiți să vi se facă un serviciu corespunzător, inclusiv recepția canalului Alpha Omega TV. Și acum vreau să ne rugăm și pentru acest lucru, dar înainte de aceasta sunt câteva bilete mai urgente. Colegile noastre, Daniela și Vali, mi-au dat, înainte de a intra în emisie, câteva bilete, le răspund la telefon și azi au venit câteva scrisori. E o soră, Georgeta din Cluj, are o operație la inimă și are 2 valve înlocuite care nu mai funcționează. Doctorii nu-și mai asumă nicio operație, se încrede în Domnul și vrea să o ducem pe brațe de rugăciune. Cineva cu numele Catalina este, da, de multă vreme partener Alpha Omega TV. Mama acestei persoane a avut un accident vascular și a rămas afectată pe partea dreaptă, nu vorbește, are nevoie de o intervenție divină la cel mai înalt nivel. Cineva din Bihor, din Finiș, aduce 2 persoane pe brațe de rugăciune, cineva care are probleme neuronale și cineva, numele de Ștefan, a avut accident vascular grav, se mișcă cu cârje. Din Timiș, comuna Tomnatec, paraplexie, dacă am înțeles exact, în scaun cu rotile, această persoană, Ana, de 8 ani, și crede că Dumnezeu poate să facă o minune în viața ei. Maria, de pe strada Războin din Oradea, aduce o persoană cunoscută, cancer uterin, această persoană pe care aduce și are nevoie de o minune. La fel și o soră de-a noastră, soția unui prieten drag nouă, care pe vremuri a și lucrat în Alpha Omega TV, Corina Aprichi, și să ne rugăm și pentru ea. Cei din vestul României o cunosc destul de bine, este în situație critică, în spital,
și cred că Dumnezeu va onora rugăciunile dumneavoastră și ale noastre în unitate și credința celor din familiile celor care se roagă pentru ea și pentru aceste persoane. Vă să vă uniți, vă rog, în rugăciune cu mine, Tată Ceresc, împreună cu cei care ne urmăresc, îți mulțumim că Tu ești același și nu Te-ai schimbat. Tu ești același ieri, azi și mâine, Doamne, și Tu răspunzi rugăciunilor făcute cu credință. De aceea, Doamne, Te rog, primul rând, ca Tu să dai favoarea celor demersuri care sunt pentru că Alfa Omega TV să fie un canal al binecuvântării pentru fiecare român. Îți mulțumesc că Tu deschizi zi de zi, Doamne, uși de binecuvântare prin acest canal în casele de români aflate pentru Tine, în România, Moldova, în Ucraina, în întreaga diasporă românească. Și mulțumesc că Tu vei lucra cu mare putere, pentru că acest lucru încredințăm în mâna Ta, Doamne. După aceea ne rugăm pentru aceste multe cauze, Doamne. Acest fras cum, Doamne, și-a pus încrederea în Tine, dându-ne un telefon, trimiți-ne un e-mail, Doamne, Te rog să stârnești credința lor, să o ridici, Doamne. Doamne, și ei se încred în Tine pentru miracol, Doamne, în viața lor sau a celor dragi pe care au dus pe brațe de rugăciune, Doamne. Mă rog să lucrez cu semne și minuni, Doamne. Te rog să Te implici, Tată Ceresc, Doamne, și să asculți rugăciunile disperate în multora, Doamne, și acolo unde medicii n-au răspuns, n-au soluție sau au rezerve, Doamne, Tu, Doamne, ai soluție și Te rugăm să lucrezi. Îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Alfa Mega Novitiv. Pe săptămâna viitoare, la o nouă ediție, până atunci, rămâneți pe mai departe parte din lucrarea Alfa Mega TV. Mare este secerișul. Puțini sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega.